Duminică, pe data de 8 mai, va fi organizat un eveniment festiv cu prilejul sărbătorii Liliacului în comuna Ponoarele. Manifestația tradițională este organizată cu sprijinul primăriei Ponoarele în parteneriat cu Centrul Cultural Nichita Stănescu. Participanții vor avea ocazia de a asculta cele mai îndrăgite piese românești și de a dansa pe ritmurile ansamblului profesionist Danubius, dar și a altor artiști din zona de munte a Mehedințiului. Sărbătoarea Liliacului de la Ponoarele se va desfășura în acest an pe data de 8 mai. Cei mai îndrăgiți artiști ai ansamblului profesionist Danubius și invitați de seamă au pregătit un program artistic care să bucure și să încânte sufletele tuturor mehedințenilor. În săptămâna aceasta, pe lângă zilele Severinului, pe data de 8, în județ, avem sărbătoarea Liliacului la Ponoare. Invităm pe toată lumea, începând cu ora 10 acolo. Este o manifestare tradițională organizată de Primăria Ponoarele în parteneriat cu Consiliul Județean, respectiv Centru Cultural. Sunt spectacole ale ansamblului Danubius, ale artiștilor din zona de munte a Mehedințului și ale altor invitați. Va fi o zi plăcută pe care o petrecem cu cei din nordul județului. Astfel, toți cei care iubesc natura, tradiția și folclorul sunt așteptați să petreacă în stil tradițional acest sfârșit de săptămână într-un cadru de poveste alături de cea mai bună muzică, dans și voie bună.